Protestele transportatorilor și fermierilor continuă și astăzi pentru a 8-a zi la rând. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunța încă de dimineață restricții de circulație pe DN2 în Afumați. Acolo, prima bandă, sensul spre capitală, este ocupată de tractoare și tiruri parcate. Probleme sunt și în Vama Siret, unde pe sensul de ieșire din țară benzile sunt ocupate de protestatari. Astfel, în zonă se circulă pe un singur fir alternativ. Ieri, protestatarilor din Suceava s-au alăturat peste 100 de taxiuri. Circulația s-a desfășurat cu dificultate și în Constanța, dar și în alte orașe ale țării. Protestele transportatorilor și ale fermierilor nu pot avea loc în Piața Victoriei. Manifestanții au cerut să ocupe piața din fața guvernului cu 15.000 de vehicule de vineri până luni. Primarul general Nicu Șordan spune că a respins solicitarea pentru că nu este rezonabilă. Altfel spus, traficul din București ar fi fost serios afectat. Primăria Capitalei a transmis și că un număr atât de mare de vehicule, inclusiv tiruri și tractoare, ar afecta structura de rezistență a planșetului pieței. Vă reamintim, protestatarii au încercat încă de săptămâna trecută să ajungă în capitală, dar au fost opriți de filtrele poliției și ale jandarmeriei. Se caută în continuare soluții după ce protestele fermierilor par a fi fără sfârșit și au intrat deja în a doua săptămână, în ciuda negocierilor și promisiunilor autorităților. Probleme sunt inclusiv la nivel european, nu doar în țară. Eurodeputatul PNL, Daniel Buda, a declarat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că instituțiile Uniunii caută soluții. Sectorul agricol la nivel european se află într-o dificultate destul de serioasă în ultima vreme. Sau dificultăți generate de diverse provocări, fie că discutăm de inflație, de secetă, de inundații, o război din Ucraina și așa mai departe. Legislația care de multe ori nu este foarte predictibilă de la nivel european, ceea ce creează temere în rândul fermierilor, și de aceea am cerut această dezbatere în plenul Parlamentului European pentru a fi puse pe masă aceste realități, astfel încât Comisia Europeană să vină cu un set de măsuri și cu un plan de măsuri prin care să sprijine sectorul agricol de la nivel european și, bineînțeles, și la nivel național. Ama, dacă splităm puțin discuțiile între ceea ce înseamnă protestele de la nivel național, acolo sunt multe chestiuni care, în opinia mea, pot să fie rezolvate într-o ședință, două maxim de guvern. Și eu cred că domnul Ciolacu va face acest lucru cât de repede. Trebuie să facem până acum, dar nu mai întâmplă acum în amănunte. Pe de altă parte, avem nevoie de resurse financiare consistente de la nivelul Comisiei Europene, pentru că în momentul de față fermierii au nevoie de bani pentru a-și putea continua activitatea. Noi trebuie să înțelegem un lucru foarte clar, că acești oameni nu sunt oameni care și-au lăsat de bună voie, știu, o casa, masa, familia, să vină de la Botoșan, de la Dărăban, de pe unde au venit în București. Sunt oameni care chiar le-au ajuns cuțitul la os, adică nu mai pot să-și desfășoare activitatea. Au rate la bancă, au credite la bancă pe care trebuie să și le plătească și, din păcate, activitatea lor agricolă nu este suficient de bine plătită sau produsele lor pe care ei le-au obținut nu sunt suficient de bine plătite să-și poată achita aceste rate. Urmează ca banca să le execute casa. Adică trebuie să ne punem puțin în situația lor și de aceea este nevoie de un plan de măsuri coerent, sigur, și la nivel național și la nivel european. Și mâine voi cere pentru Parlamentul European, Comisia Europene, fetă doamna Ursula von der Leyen, să vină cu resurse financiare. La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a subliniat că problema fermierilor români nu este nouă și a venit pentru aceștia cu o serie de sugestii. Noi avem o problemă sistemică în agricultură și nu este de ieri de azi și nu are nicio legătură cu Ucraina. Am spus-o în nenumărate rânduri și afirm cu tărie, nu mă pricep la agricultură. Sunt inginer de mașini termice, absolvent al Politehnicii București. Dar un lucru vă spun, nu mă bate nimeni la cifre. Absolut nu mă bate nimeni la cifre. Și cifrele, din păcate, arată o oglindă, dacă vreți, a agriculturii românești, așa cum este ea acum la 34 de ani de la Revoluție. La ce adică, cifre vă referiți? Păi, noi, de exemplu, vă spun, avem 33% din numărul de fermieri ai Uniunii Europene, ca număr. Doar România are 33%. Doar România. Și realizează 3,3% din produsele finite ale agricole ale Uniunii Europene. Vă dau un alt exemplu, că s-au menționat problemele Germaniei, da? Au 2,53% din numărul de fermieri, dar vin la
economia agricolă europeană vin cu 13% din produsele agricole. Franța, 4,36% din numărul total de fermieri și vin cu 17%. Deci, iar astea sunt cifre, repet, nu pot fi contrazis. Poate acolo, la zecimale, să am eu niște scăpări. Cifre pe care le are și Ministerul Agriculturii, presupun, domnule Darabar. Inclusiv organizațiile patronale. Noi avem 796.000 de fermieri. Cred că deja ne alintăm puțin când îi numim chiar pe toți fermieri. Eu i-aș sfătui pe cei din stradă să se asocieze în, nu știu, în Asociația Fermierilor Serioși, care contribuie cu ceva la economia națională, și Asociația Fermierilor de Subzistență. Care ar fi aceea de ar subsistență? Ar fi, de exemplu, între 1 și 5 hectare avem 580.000 de fermieri. Între 5 și 30 de hectare avem 180.000. Repet, nu pot fi bătut la cifre. Și vorbim de entități care, bineînțeles, se autodenumesc fermieri, dar vorbesc de acele entități care aplică pentru subvenția în agricultură la APIA. De ce vă dau aceste cifre? Pentru că 796.000 câți avem noi, Polonia, o țară cu o treime mai mare decât noi, au 90.000 de fermieri. Noi avem vreo 4.500.000 de hectare blocate în sectorul ăsta, până în 100 de hectare. Dacă înmulțiți cu subvenția la hectar, o să vedeți că vreun miliard de european, care sunt subvenții în agricultură și care nu sunt al lui Gigel, al lui Costel, sunt subvențiile date României pentru agricultură, sunt cam aruncate pe apa sâmbetei. Pentru că ei nu produc o valoare adăugată semnificativă care să contribuie. Adică eu înțeleg să, poate sunt foarte dur, să știți, cu toate riscurile să mă bat cu ei. Când din 796.000 îți depun bilanțul la fisc 26.200, am niște semne de întrebare, dați-mi voie să le am. Repet, nu pot fi bătut la cifre. Ministrul Agriculturii dă asigurări că toate revendicările fermierilor vor fi rezolvate. Reacția lui Florin Barbu vine după ce ieri o parte dintre agricultorii s-au sucit și au anunțat că vor continua protestele. Încă de sâmbătă am avut o întâlnire cu fermierii din zona Afumat. S-a încheiat un proces verbal prin care am aprobat două ordonanțe foarte importante pentru fermieri. Săptămâna aceasta vor intra în Guvernul României. Pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR și B1 cu TR1 și toate utilajele să fie înregistrate cu factură la primărie, fără a avea ITP. 2. Am solicitat în procesul verbal pe care l-am încheiat cu fermierii din zona Afumat, inclusiv amânarea creditelor ratelor pentru creditele care sunt în întârziere și sunt în dificultate cu dobânzi foarte mari pe care fermierii români au fost nevoiți să le ia, dar nu de la bănci, de la anumite IPN-uri sau alte institute bancare. 3. Am spus și cu asociațiile, am avut o întâlnire, am însemnat un proces verbal cu asociațiile din agricultură, unde dețin aproape 9 milioane de hectare în România și aproape 600.000 de fermieri. Bugetul Ministerului Agriculturii în momentul de față, așa cum a fost aprobat în Guvernul României, este 2% din PIB-ul României. Venim cu forme foarte importante de sprijin, mai ales că am rămas un pic surprins pentru că toți banii, toate revendicările pe care le-au solicitat atât fermierii din zona Afumat, cât și fermierii din formele asociative, cât fermierii din toate structurile, că vorbim de zootehnie, că vorbim de industrie alimentară, că vorbim de vegetal. Sume importante vor fi alocate în cadrul Ucraina pentru sprijin temporar. 100 de euro pe culturile din toamna anului 2022, 100 de euro pe cap de vacă de carne, 100 de euro pe cap de porc, 100 de euro pe UVM la păsări. Am sunat cu persoane fizice fermieri de la Afumați. Ceilalți fermieri fac parte din formele asociative cu care am încheiat un proces verbal și ne-am înțeles și practic au îndemnat în conferința de presă pe care am avut-o după dialogul încheiat și după ce au depus acele revendicări
de către membrii asociațiilor. Toate acestea au fost trecute în procesul verbal și toate revendicările vor fi rezolvate de către Ministerul Agriculturii. Domnule ministru, 90% din revendicările pe care le-au solicitat atât fermierii din Afumați, cât și formele asociative din agricultură, 90%, peste 90% de revendicări erau prinse sume în bugetul Ministerului Agriculturii. Bun. Așa cum spuneam mai devreme, toate aceste sume vor intra în conturile fermierilor. Fermierii din Afumați, și astăzi am discutat telefonic cu dânși, mi-au spus că nu mai au treabă cu Ministerul Agriculturii. Procesul verbal încheiat rămâne sfânt. Am discutat cu asociațiile din toate domeniile, că vorbim de zootehnie, că vorbim de vegetal. Au ieșit public în conferință la Ministerul Agriculturii, împreună cu mine, după dialogul pe care l-am avut, și toate formele asociative au solicitat fermierilor care fac parte să meargă acasă. Ieri, unul dintre reprezentanții agricultorilor, Dănuț Andruș, spunea că va prezenta noi revendicări și acuza asociațiile profesionale că nu i-ar reprezenta cu adevărat pe protestatari. Cerem public Ministerului de Interne, inclusiv Ministrului de Interne, să oprească această, să spunem, obstrucționarea acestui drept constituțional al poporului român de a protesta pașnic și să oprească acele infiltrări, pentru că au la îndemână toate instituțiile abilitate să oprească aceste manifestări de provocare. Noi nu răspundem provocărilor, suntem pașnici, ne cerem scuze celor care provocăm acest disconfort național, pentru că este o problemă națională, iar cererile noastre nu se referă doar la cerințele noastre. Sunt cerințe care privesc inclusiv populația de rând. Cred că toți suntem afectați de acest preț la ierceau, la mașinile pe care le conducem fiecare. Suntem afectați de măsurile fiscale care au fost interpuse sau puse pe capul românilor. Suntem afectați de mediul scăzut de trai în România. Și trebuie ca acest guvern să lucreze, nu să demisioneze. Cine va demisiona din acest guvern la această situație de criză nu va da dovadă decât de lașitate în fața poporului, pentru că dumnealor în 34 de ani au condus prin aceste dezbinări care le fac alături cu asociațiile profesionale. Aceste asociații profesionale s-au dezis de noi, iar acum cheamă fermierii din stradă că s-au rezolvat. Din punctul nostru de vedere, aceste revendicări ale fermierilor, cât și parțial ale transportatorului la Ministerul Transporturilor, au fost revendicate în ziua de sâmbătă. Nu au făcut altceva decât să ia copy-paste acele revendicări, să și le asume, lucru care este imoral și incorrect. Iar manipulările pe ce trecut avem noi, cred că mai puțin contează. Mama noastră ne-au născut români și așa rămânem. Importanța apartenențelor noastre nu contează în societate și nu avem de justifica nimic în fața societății decât doar înaintea lui Dumnezeu. Protestele continuă și astăzi pe principalele artere din țară. Protestele fermierilor scot la iveală legăturile, dar mai ales interesele politicienilor în agricultură. Este și cazul lui Paul Stănescu, baronul PSD Olt și secretarul general al Social-Democraților. Ministrul Agriculturii Florin Barbu este un apropiat al lui Stănescu, iar ultimele ajutoare promise de acesta vor rotunji conturile familiei care are afaceri de milioane de euro în domeniu. Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu, deține parțial două companii agricole care exploatează a doua cea mai mare suprafață agricolă și a patra cea mai mare suprafață agricolă din topul Apia pentru subvenții. Ambele firme ale lui Ștefan Stănescu sunt în top 5 zone agricole exploatate și primesc banii de la statul român pentru a face agricultură, scrie psnews.ro. Mai mult, una dintre companii are un singur angajat declarat, dar a reușit o cifră de afaceri impresionantă de 1,4 milioane de lei. Nu doar fiul său are afaceri în agricultură, ci și fiica sa și chiar fratele său. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul psnews.ro. Alimentele de bază ar putea avea prețurile plafonate și în lunile următoare. Ministerul Agriculturii continuă astăzi discuțiile cu retailerii. Ministrul Florin Barbu a lăudat măsura și spune că vrea ca lista alimentelor să fie extinsă. Decizia privind prelungirea plafonării adaosului comercial, care s-a dovedit o ordonanță foarte bună, pentru că
atât INS cât și toate instituțiile, că vorbim de Consiliul Concurenței, au spus foarte clar că această ordonanță și-a produs efect, că indicele prețului de consum în anul 2023 și prețul alimentelor de bază este scăzut și cu aproape 28% față de anul 2022, în care nu am avut această ordonanță privind plafonarea adaosului comercial. Îmi doresc continuarea plafonării alimentelor de bază, pentru că ordonanța are un rol foarte important. Sunt alimente de bază care sunt consumate de 50% din români și aceste alimente de bază sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici și medii. În funcție de prețurile pe care le-am solicitat la Institutul Național de Statistică, în funcție de discuțiile pe care o să le am cu retaileri, în funcție de vânzările care sunt pe anumite alimente de bază, sigur că eu îmi doresc în calitate de ministru să extind această listă. Am discutat, vom lua în calcul toate produsele care în perioada sărbătorilor pascale vor fi consumate de români. Plafonarea adaosului comercial urma să expire pe 31 ianuarie. Ministerul Sănătății pare că se scufundă sub conducerea social-democratului Alexandru Rafila. În 2 ani de când conduce ministerul, Rafila s-a remarcat doar cu scandaluri care au afectat grav sănătatea. Deficitul de medici din spitale este doar una dintre probleme. În toată țara este nevoie de aproximativ 15.000 de medici pentru a acoperi toate locurile libere din spitale. Chiar și așa, Rafila a deblocat târziu angajările din spitale după ce medicii au amenințat cu grevă generală și oricum nu pentru câți specialiști este reală nevoie. Anul acesta ar urma să fie angajate aproximativ 7.600 de cadre medicale. Probleme sunt și cu medicii de familie care sunt în plin protest din cauza lipsei de banii de la Casa Națională de Asigurării de Sănătate. Sindicaliștii subliniază că reducerea bugetelor cu 25% va afecta grav activitatea acestora, iar multe cabinete fie se vor închide, fie vor funcționa doar contra cost. De luna viitoare, scrie pe SNews.ro. Președintele Colegiului Medicilor explică în 2022 că atunci existau peste 400 de localități fără vreun medic de familie. Mai mult, deficitul de personal se va agrava curând când actualii medici vor ieși la pensie, deoarece peste jumătate dintre ei au trecut de 60 de ani. Neaderarea totală la spațiul Schengen face România necompetitivă în regiune, este declarația președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Mihai Dărabana a adăugat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că o altă problemă ar putea veni în momentul în care vom intra și cu granițele terestre în spațiul de liberă circulație, pentru că ne-am putea confrunta cu un real exod al lucrătorilor extracomunitari. Deci marele prejudiciu pe care România îl are din neapartenența la Schengen stă în acele cozi interminabile de tiruri din vamă. Deci pe cale rutieră, acolo era problema noastră. Acolo este marea problemă, în care avem și o problemă de competitivitate, pentru că e foarte greu să fii să joci în același meci cu partenerul tău, să zicem, din Slovacia sau Cehia, și tu să ai acest handicap că ești oprit în vamă la granița cu Ungaria pentru nu știu ce controle. Deci acesta ar fi singurul prejudiciu economic pe care noi îl avem. În rest, s-ar putea ca intrarea în Schengen să nu fie chiar de bun augur pentru forța de muncă care o avem acum în România. Pentru că de bine de rău, cu eforturi colosale, cu timp foarte mult pierdut, cu resurse consumate, iată că am reușit să avem în jur de 230, domnul Budăi spunea de 220 pe timpul lui, cred că s-au făcut 230.000 de muncitori de forță de muncă adusă din Asia, în mod special, extra comunitar.
Vă dați seama că s-ar putea ca această masă de oameni, acești muncitori extracomunitari, la momentul aderării în Schengen, așa cum își doresc politicienii români pe de-a întregul, să îi pierdem cam într-un interval de 7 ore. Că știți, când intri în Schengen, intri cu ora 001 a unei zile. E, până ne trezim dimineața la 7, ăștia toți sunt plecați. Este o victorie, nu putem contesta acest lucru. Dacă această victorie s-ar extinde, repet, doar la libera circulație a mărfurilor, mai ușor cu cetățeanul. Pentru că, repet, s-ar putea să pierdem acea forță de muncă care nu știu cât își va permite să plece cu avionul din România, dar când vor putea pleca cu microbuzul, vă asigur că îi vom pierde pe toți. România va adera parțial la spațiul Schengen cu porturile și aeroporturile din 31 martie anul acesta. Val de cereri de cetățenie în Republica Moldova din partea rușilor. Autoritățile din țara vecină spun că fac față cu greu situației și subliniază că numărul cererilor a crescut brusc odată cu declanșarea războiului dus de Putin în Ucraina. 70% din cereri sunt depuse de ruși, în timp ce aproximativ 20% vin din partea ucrainenilor. Având în vedere creșterea numărului de cereri, agenția cere acum guvernului de la Chișinău să extindă termenul de examinare a cererilor de la 20 de zile la 6 luni, scrie pe snews.ro. Republica Moldova, care în decembrie a primit aprobarea liderilor Uniunii Europene de a deschide negocierii de aderare la blocul comunitar, se bucură de un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Dorin Lulea, propunerea AUR pentru funcția de premier se îmbogățește din banii publici. Din 2017, firma pe care o patronează și la care liderul partidului extremist George Simion a fost director a obținut numai puțin de 30 de contracte cu diferite instituții ale statului. Foarte important, acestea au fost încredințate direct, nu prin licitații. Între instituțiile cu care Lulea a făcut afaceri se numără și Poliția de Frontieră din Oradea, Giurgiu, Romsilva sau diferite primării din țară. Lulea susține că doar 10% din contractele firmei sale sunt cu statul, în ciuda investigațiilor jurnalistice care au scos la lumină exact contrariul. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul psnews.ro. Vreme ceva mai caldă astăzi, meteorologia anunță maxime termice cuprinse între 1-2 grade și chiar 11 grade. Ploi sunt așteptate în nord-vestul țării și izolat prin Transilvania. La munte și în Maramureș vor fi precipitații mixte. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi, cu cer mai mult senin și o maximă de 5-7 grade Celsius.